Bună ziua! Stimați oaspeți, excelență, în primul rând vă mulțumesc pentru acordarea timpului pentru acest eveniment. Avem practic un an de când implementăm acest proiect. Este un proiect finanțat de Ministerul de Externe Ceh în digitalizarea proceselor sau rutelor noastre turistice. Un proiect care, cel puțin pe Agenția de Investiții și destinațiile turistice au ajutat foarte mult pentru a veni cu un produs care, de fapt, țara îl solicită să fie mult mai digitalizat. Și până trece la prezentare, vreau să invit pe excelența sa, domnul ambasador, extraordinar și plenipotențial al Republicii Cehe în Republica Moldova, cu un welcome speech, fiind un proiect din bugetul ceh implementat în Republica Moldova. Excelență, vă rog. Bine, deci, bună ziua toților. Mulțumesc pentru invitație, pentru deschiderea de același proiect, de informații despre același proiect. Eu cred că aici ne auzim mult despre proiect, cum este, dar aș vrea numai să spun niște cuvinte despre Moldova și Republica Cehă. Eu, bine, am văzut niște persoane deja cunoscute și vreau să spun că cred că majoritatea dumneavoastră știți că Republica Cehă este prezent în Moldova în ultimele 20 de ani. Noi suntem foarte mulțumiți că proiecte de dezvoltare de Republica Cehă, proiecte cehe, sunt prezente aici de așa de mult timp. Republica Moldova e prioritate pentru Republica Cehă și nu e numai ultimele 1, 2, 3 ani. Deci de început de realizarea de asistență de dezvoltare de Republica Cehă, politica noastră, noi avem cum prioritate Republica Moldova și eu cred că acum cu aspirații europene Republicii Moldova se vede că, bine, au fost cel mai puțin o parte din același proiect cu bun rezultat și cred că și același proiect care e, dacă am înțeles bine, tot despre turism și despre digitalizarea, se va fi un proiect important pe Republica Moldova și vreau numai să spun asta ce am deja spus multe ori în Republica Moldova în ultimele 2 ani, că suntem prieteni Republicii Moldova și speram că sprijinul care noi acordăm a Republica Moldova în viitorul european Republicii Moldova se va fi un sprijinul important și va continua și în viitor. Deci mulțumesc pentru UNDP, pentru realizarea de același proiect. Vreau să mulțumesc și partenerii noștri moldoveni și sper să va fi un alt exemplu de un proiect bun care ajută Republicii Moldova în situația care noi ne aflăm acum. Mulțumesc foarte mult! Excelență, vă mulțumim frumos pentru suportul acordat. În continuare vreau să invit alături de mine, de fapt, persoana care eu cred că nu are nevoie de foarte multă descriere, deci el a fost implementatorul proiectului aici în Republica Moldova. Vorbim de Valentin Ceban, persoana care a fost în cadrul echipei noastre la Agenția de Investiții, acum a crescut foarte mult. Este director interimar al Oficiului Național pentru Turism din Republica Moldova. Să vină cu un cuvânt de salut și să ne prezinte de ce... Eu aș spune că el este tatăl proiectului Smart Guide în Republica Moldova. Bună ziua! Sunt foarte onorat să vorbesc la acest eveniment. Cum a spus și Ion, este un proiect de suflet pentru mine și pentru echipa Agenției de Investiții, pentru Ministerul Culturii. Fiind un nou director al noi instituții create, noi vom pune accent pe digitalizarea ofertei turistice. Vreau să vă spun că avem rezultate foarte bune, avem 13 raioane și destinații, municipii, orașe, care deja sunt prezente în această aplicație. Și vreau să vă menționez că Ministerul Culturii, împreună cu Oficiul Național al Turismului, va pune bazele, la fel, digitalizarea ofertei turistice și vom crea noi platforme, noi
programe pentru dezvoltarea turismului. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, pentru că a fost momente în care trebuia să sunăm de câteva ori, să scriem e-mail-uri și nu a fost ca o insistare, dar am rugat să fim cât mai mulți să afle despre Republica Moldova cât mai multă lume. Și pentru asta vă mulțumesc și să fim împreună pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova. Cu emoții. Fiecare care implementează un proiect are emoții. Deci proiectul nu putea să fie realizat fără partenerul ceh. Și vreau să recunosc din start că compania, de fapt, din Republica Cehă a fost ceea ce care a abordat agenția de investiții. Era deci nu avea să existe un astfel de proiect fără echipa din Cehia, care a asistat foarte mult, a fost foarte receptivă la toate întrebările, inclusiv de la agenția de investiții, inclusiv știu că voi, cei care ca destinație sunteți aici în sală, ați avut foarte multe întrebări și au fost o echipă extraordinară, fiindcă ei sunt prin Zoom, iar ambasada este aici, vreau ambasadei să mulțumesc pentru și o echipă care ați acordat o Smart Guide din Republica Cehă și dacă echipa tehnică mă poate ajuta de a face conexiunea cu doamna Claudia Maricova, CEO Smart Guide. Hello, Mrs. Claudia. Hello. Did you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? You are live. The floor is yours. Thank you. Yes, okay, we see very well. Yes, you are welcome. So I have learned a lot of things in 1 year. I didn't learn Romanian yet. So you'll forgive me that I have to speak in English. I really enjoyed to work with the Moldovan team and learn about the Moldovan country. I think we have started from the white spot where Smart Guide didn't exist Moldova didn't exist on the Smart Guide platform, and we made it really big. We have digitized many cities, destinations, regions. We discovered a lot about the culture and tradition. And I think we have also promoted Moldova to other countries as we promote destinations on the platform. So this is something which will stay, and it will not end with the project, as the technology is still at your disposal. So that means that you can continue in building the guides and presenting your country to the other travelers, because the number of travelers has grown now and it's more than 1 million users, and we hope that it's going to keep growing. So I don't know if you want Jan, if you want to translate or make a summary of I think we are from tourism. English is our common language. It's yes, okay. Perfect. It's okay. Thank you, first of all. And I have a proposal. The end of the project is not mean the end of extension Smart Guide in Republic of Moldova. Please help us to digital more destinations and to have a good product to sell even in Czech Republic. I know in the 1st April with the support of the embassy, we launch the iFly course directly Praga Chisinau, and I think this will be very helpful for our tourism exchange. Thank you. Definitely will. Și acum o să trecem un pic să prezentăm care sunt de fapt rezultatele. Foarte scurte, ca să nu vă luăm din foarte mult timp și să trecem și la premieră, de fapt partea cea mai gustoasă. Am să rog echipa tehnică să mă ajute cu un clicker și cu prezentarea. Da. Deci avem primul ghid audio în Republica Moldova. Noi, multe tentative au fost și știu că sunt mai multe platforme care au acest ghid integrat, dar atâtea destinații să fie într-un singur ghid încă nu am avut, deci este de fapt o inovație pentru turismul din Republica Moldova.
Denumirea este foarte lungă a proiectului, deci noi l-am numit tot timpul și pentru noi este familiarizat ca proiectul Smart Guide, implementat sau cu suportul programului Națiunilor Unite, deci PNUD-ul, și cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe Republica Cehă, iar implementatorul a fost, de fapt, Valentin aici, el fiind la Agenția de Investiții, Ministerul Culturii, Oficiul Național al Turismului. El este implementator în Republica Moldova și respectiv tot ce o să fie prezentat aici, de fapt, el a fost temelia și baza. Perioada de implementare, deci a fost septembrie 22, atunci când noi am început să vă sunăm, să vă batem la cap când voi nu înțelegeți de fapt ce noi vrem, și respectiv în august el a fost finalizat. Cam ce, despre ce este această aplicație? Deci avem încadrarea 500 de ghizi, turi audio ghidate, eu chiar și l-am testat pe municipiul Chișinău, chiar foarte mult mi-a plăcut. Nu am reușit să ajung, recunosc, în teritoriu, dar promit să o fac și să testez pe fiecare platformă din cele premiate. Și respectiv să trecem la rezultatele noastre. Avem la moment 443 obiective din 13 destinații, 3 municipii. Deci Chișinău, Bălți, Cahul și orașul Cricova separat, 9 raioane, Cahul, Cantemir, Caușeni, Drochea, Iednița, Ialoveni, Strășeni, Soroca, Ungheni și regiunea autonomă Găgăuza, și 2 rute, pentru care este și ruta Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, dar nu putea Valentin să treacă așa alături fără ruta promovată sau dezvoltată de către Agenția de Investiții. S-au făcut foarte multe materiale. Eu știu că, deci inclusiv cu echipa Smart Guide, noi am postat aceste materiale care sunt și voi le aveți familiarizate. Știu că Ungheniu a lucrat foarte mult la materiale sale, Chișinău, și vă invit pe alte destinații să faceți același lucru, fiindcă aceste materiale ajută. Eu sper foarte mult că noi să avem la prima cursă în aprilie un tur informațional. Știu foarte bine că inclusiv cu suportul ambasadei avem acei tur operatori din Cehia care intenționează să vină cu prima sau cu primele rute din Cehia să facă acel tur informațional. Primul punct. Și al doilea punct, eu cred că trebuie să existe niște broșuri la bordul acelei aeronave care or să zboară pe această cursă din aprilie 2024. Cam asta este material de vizibilitate. Noi mai avem un task care foarte mult ne-am dorit să-l facem la destinațiile care o să fie premiate, deci acel QR cod care urmează a fi pasat de către voi în locațiile în care eventualul turist poate scana și respectiv să vadă cum poate lua această platformă să se ghideze pe teritoriul unde el se află sau pe traseul în care el se află, da? Deci asta urmează a fi implementat, Valentin, da? Ungheni deja este. Bravo, Ungheni. Cam asta foarte, foarte repede, fiindcă a fost o prezentare, eu cred că nu avea nevoie de foarte multe detalii, fiindcă voi cunoașteți care sunt de subtul aceste platforme parte mai bine ca noi. Acestea sunt rezultatele, asta nu înseamnă că platforma nu este deschisă. Deci platforma este deschisă pentru a fi încărcată, dacă voi vreți să vă extindeți obiectivele care sunt acolo, dacă voi vreți să includeți acolo o rută nouă, deci este absolut lucrativă. Colegii din Cehia ne ajută să mergem înainte cu ea și Valentin este contactul nostru ăsta aici, care să ne ajute să o facem mult mai bine. Nu știu dacă colegii din Cehia ne audă, fiindcă mai avem o intervenție. Miss Claudia, you are here? It's finished. Ok, let's start să începem să dăm acele premii frumoase. Deci proiectul de fapt din start a avut 10 destinații care urmau să fie premiate, nu sunt banii Agenției de Investiții, fiindcă chiar și seara am avut o discuție că sunt de la nu sunt banii Agenției de Investiții, sunt banii donatorilor și respectiv o să fie transferați pe conturile dumneavoastră, dar acum este acea premiere frumoasă în care am să vă invităm unul câte unul să acordăm acele certificate, să ne rămână în memoriile frumoase acest proiect foarte frumos după mine, și am să invit alături de noi ambasadorul să ne ajute cu emânarea certificatelor. Pentru licența culturală de Ungheni și Vizit Chișinău. Aha. Valentin, vin lângă noi, nu sta. Invităm aici primul loc care au fost, de cine au fost luate, sunt echipa Vizit Chișinău, o echipă foarte frumoasă care au depus foarte multe eforturi ca să-și digitalizeze produsul. Vă rog foarte mult. Eu cred că noi trebuie să ne mișcăm un pic mai la mijloc ca să fim frumoși la poză. Mersi mult!
mult drag. Și o poză. Mersi. Mersi. Locul 2 este din Găgăuzia, dar din cât cunoaștem este ziua lui Vera și îi transmitem felicitări, o să-i transmitem diploma în UTA. Este UTA Găgăuzia? Formidabil. Atunci, UTA Găgăuzia, vă rog să-și ridic acest premiu. Mersi mult. Mersi. Locul 3 merge pentru Ialoveni. Felicitări. Excelență, domnul ambasador, vreau să vă mulțumesc frumos din partea Consiliului Raional Ialoveni, din partea Direcției de Cultură. Vreau să vă mulțumesc din partea tuturor cetățenilor Republica Moldova, deoarece noi știm bine că Ambasada Cehiei în Republica Moldova ia parte la toate proiectele care sunt în sistemul economic din Republica Moldova și medicină, învățătură, cultură, construcții, în toate. Vă mulțumim frumos, vă dorim multă sănătate, da. Și, bun înțeles, să ne mai vedem la așa evenimente frumoase care noastre. Da. Trăiți. Mulțumim, mulțumim frumos. Următoarea premiantă este Soroca, da? Departamentul de Turism și Cultură Soroca. Mulțumim frumos. Mare drag. Următorul premiu este galeria cu două recorduri Guinness. Vă rugăm foarte mult să preluați acest premiu. Mulțumim frumos. Următorul premiu merge către Consiliul Raional Cantemir. Vă rugăm foarte mult. Deci noi cam cu premiile acoperim cam toată țara, de la nord la sud, est, vest. Următorul premiu merge către un cluster turistic. Este vorba de clusterul turistic regional Ținutul de Vest. Da, Ungheni. Ungheni este printre primele clustere în turism. Următorul premiu merge către Centrul Informațional de Etnis, dacă nu greșesc. Felicitări! Din cât știu, ați fost omagiată de curând. Felicitări și pentru asta. La mulți ani! Mulțumire tuturor celor care au participat ca această platformă să ajungă la noi în Republica Moldova. Este o platformă care permite fiecărui cetățean a Republicii Moldova să-și afle atât destinațiile locale, cât și cele naționale, dar este și mai de folos atunci când noi mergem peste hotarele țării și putem să găsim orice destinație turistică. Vă mulțumesc frumos! Eu nu mai pot să spun, pentru că eu am fost în Iedineț acum doi luni și felicitări, am văzut un muzeu care e foarte bine organizat și salutare pe domnul primar.
Noi, din câte cunosc, avem două destinații care nu sunt în sală, cu siguranță așa, una din ele fiind Visit Cahul și respectiv Victoria Galdeac. Cu siguranță o să ajungă la destinatar. Vă mulțumim pentru prezență, Excelență, mulțumim pentru suport. În continuare o să avem acel cupă de, sau pahar cu vin pentru toți premianții. Dacă cineva vrea să mai spună ceva, welcome, nu este microfonul doar a meu. Mersi mult pentru prezență și ați dedicat timp să fiți alături de noi, indiferent de regiune, că e Găgăuzia sau că este Ungheni sau alte destinații de la nord sau sud. Mersi mult! Bine, deci numai încă o dată mulțumesc toților pentru prezența și aș vrea numai să spun încă o lucru. Eu am fost săptămâna trecută în Republica Cehă și am avut privilegie să fii prezent la vizita doamnei președinte în Republica Cehă și eu am deja 25 ani în servicii diplomatice în Republica Cehă. Deja am început în anii 90, dar aș vreau să spun că persoane care au participat la vizita doamnei președinte, că a fost o vizită foarte bună și vreau să spun că forma în care doamna președinte a reprezentat Moldova în Republica Cehă a fost excelentă și bine, încă o dată vreau să spun că Republica Moldova are prieteni în Republica Cehă și noi vrem să continuați cu noi și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Și am să-l vin și pe Valentin, că el a început, el să facă finalul acestui proiect. Eu în primul rând vreau să felicit tuturor și cu toții știm, mai sunt alte destinații și avem foarte multe obiective care vreau foarte mult să apară pe această aplicație. Avem raioane de la sud, de la nord, de la centru, care neapărat trebuie să lucrăm împreună și să fim toată țara pe această aplicație, pentru că să ne cunoască cât mai multă lume și să fim mai aproape de turist. Că turistul acum este foarte digital și el caută doar la un click să găsească Republica Moldova. Mersi mult!